Vă salut, prieteni și bine v-am la un nou videoclip. Astăzi vom vorbi puțin despre OMV Petrom, care a anunțat că nu va plăti taxa de solidaritate pe profit impusă de guvernul României, pentru că nu se încadrează la plata taxei. Petrom, cel mai mare producător de țiței și gaze din România, a anunțat investitorii că nu va plăti taxa de solidaritate impusă de guvernul României în ultimele zile ale anului trecut. Compania nu intră în sfera de aplicare a taxei în acest an. Pentru primele 9 luni ale anului 2022, OMV Petrom a achitat deja către bugetul de stat al României Impozite suplimentare și alte contribuții specifice industriei de aproximativ 5,2 miliarde de lei, la care se adaugă aproximativ 1,6 miliarde de lei impozit pe profit. În total, pentru primele 9 luni ale anului 2022, acestea reprezintă aproximativ 60% din profitul brut înainte de impozitare și au crescut de peste 6 ori față de aceeași perioadă a anului precedent. Rezultatele financiare preliminare aferente anului 2022 și trimestrului 4 2022 vor fi publicate pe 2 februarie 2023, arată compania în informarea trimisă bursei de valori bucurești. Petrom, compania controlată de firma austriacă OMV, ar fi urmat să fie principala companie afectată de noua taxă de solidaritate impusă de guvernul României. În acest an și următorul, companiile producătoare de petrol și gaze și rafineriile vor plăti un impozit de 60% aplicat pe diferența dintre profitul ultimului an și media anilor 2017-2021, la care se adaugă 20% potrivit deciziei guvernului. Bucureștiul a hotărât să aplice această taxă în virtutea apariției în toamnă a unui regulament european care instituia posibilitatea ca țările membre să impună aceste taxe. Deși regulamentul stabila un nivel minim al taxei de 30%, România a decis să pună dublu. Ministrul Finanțelor a transpus prin ordonanța de urgență aprobată în ședința de guvern din 29 decembrie 2022 prevederile regulamentului. Care vizează toate statele membre și are ca principal obiectiv protejarea categoriilor vulnerabile de populație împotriva efectelor creșterii prețurilor la energie și în finanțarea investițiilor în proiecte energetice strategice. După această știre, cred în continuare că OMV Petrom va distribui în acest an niște dividende mari, dar uh, voi aștepta decizia finală și ziua în care cei de la OMV Petrom ne vor informa în legătură cu aprobarea dividendului. Este o știre recentă, proaspătă, sper că v-a fost de folos, dacă da, apăsați pe butonul de like, scrieți-mi în comentarii ce părere aveți și nu-mi rămâne decât să vă salut pe toți. La revedere!